O crimă oribilă a avut loc vineri seara în comuna Vasleană, Zorleni. O femeie de 35 de ani, mama a trei copii de 5, 17 și 19 ani, a fost înjunghiată sub ochii fiului cel mic de către soțul extrem de gelos. După ce a lovit-o cu cuțitul, bărbatul de 45 de ani a fugit. Crima cumplită a fost descoperită de fiica proprietarei casei în care victima locuia cu chirie. Ea se despărțise de soț pentru că acesta era extrem de violent și nu a mai suportat bătăile pe care le primea de la partenerul de viață. Vineri seara, soțul gelos a venit pe ascuns și a lovit-o cu cuțitul. Apoi a fugit de la locul faptei. Singurul martor al crimei a fost copilul minor. Ambulanța din Bârlad a fost solicitată să intervină în localitatea Zorleni pentru o femeie în vârstă de 35 de ani care a fost găsită în casă de către familia sa, inconștientă și prezentând urme de violență. La locul solicitării a fost trimisă o ambulanță B2 din substanța Bârlad. A găsit pacienta fără semne vitale și prezentând o plagă înjunghiată la nivelul cordului. Se pare că fusese descoperită mult prea târziu, mai mult de o oră. Pacienta prezenta deja lividități, semnele morții erau deja instalate, motiv pentru care s-a declarat decesul, nu s-au mai fi efectuat manevre de resuscitare. Cazul a fost anunțat la poliție pentru a finaliza ancheta. Vecinii femeii care locuia în Zorlen de 3 ani sunt îngroziți de crima înfiorătoare. S-a auzit și noi ca fiecare, am ieșit. S-a întâmplat crima. Aici, cu fata care stătea cu chirii sau nu știu să vă spun prea mult, fiindcă nu aveam așa o legătură ca să ne cunoaștem ca vecini. Pur și simplu ne salutam și atât. Stătea de mult timp aici? Avea, de acum 3 ani că stătea aici. Cu soțul căsătorit? Nu, deci stătea fără soț. Erau într-o relație mai neplăcută, da, dificilă și nu. Stăteau. Liniștit, domnul. Se ducea la servici, vinea acasă, avea copii, se duceau la școală. Ce știm? Cu soțul, eu îi de aici, fata, doar. Ei stăteau cu chirie aici. Bărbatul, el, eu știu ce relație a avut cu bărbatul de omorât-o. Doamne, ferește. Să omoare și să rămâi copiii pe drumuri, are copil mic de 3 ani. Vai de mine, dar și să mai spun, că ne-au făcut de... Ce să vă spun? Vă bine să credeți? Nu, doamne, dar când am auzit, ea s-a zis, ce s-a întâmplat? Și am auzit, fetele este pe aici, că cu omor-o pe Cristina, da? Pe unde o veni, de unde o veni nebunul. Vinea mai în șâr aici, așa, da? Da, da, da. O să până nu omoară, nu se lasă. Omoară tău soțul. Eu băga cuțitul în trâns, am venit și am găsit-o, eu-s vecin aici. Și este pe aici așa cu chirii și omul tu-n creier, am pus spune altceva. Dar de ce? Știți deci cum... era gelos, are 3 copii, un copil de 4 ani, a văzut toată prima. Ferească Dumnezeu, vă mulțumesc! Un criminal, vă mulțumesc! Dar fata cu minte? Poftim? Fata cu minte? Fata foarte cu minte, muncea la depozit, muncă de bărbat. Zeci de polițiști au fost mobilizați pentru prinderea criminalului. În jurul orei 22, presupusul criminal a fost localizat și prins de polițiști. El va fi audiat de procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui.